Mamă, Cipriane, ce ai făcut odată la asta? De la pompa de injecție a căzut și glărul în baie. Bă, Cipriane, ce ai făcut și bre, nene? Du-o și bă, ia un pic la doctor. Mama mea, nene. Bă, ideea care este că nu e de râs și spun și de ce. Îți dai seama că sunt oameni care își au, să zic, pe electrice, știi? Nu, no, normal, oamenii dau niște bani. Și suntem noi care le avem pe astea un pic mai vechi, pentru că și eu tot mașină veche am. Dar ideea este că nu poți să mergi așa, bă, băiatule. Tu îți dai seama că, hai mă, că Valentin este foarte atent. Te dai jos, frumos, o duci, e sport, nu? E ok. Așa, te urci, perfect, bravo. Ideea care este că toate noxele astea intră la noi aici. Guys, e roșu, vreau să trec. Haide, doamne. A, eu sunteți pe WhatsApp? A, poate vă sună Vasile de la primărie să vă dea vreo științare ceva în sfârșit. E ok, nu vă grăbiți, e vreme. Și toate noxele astea intră în mașină. De asta eu când am situații din astea, îmi și opresc aerul, știi? Pentru că, ți-am zis, ți le bagă înăuntru aici și tu le tragi pe nas pe toate, deși nu ai nevoie de ele, ca să zic așa. Foarte, foarte nasol. Vii aici? Ok, nu, e în regulă, nu e nicio problemă, că am frână, știi? Toată lumea mizează pe chestia asta, lasă-mă că are frână. E ok, toate mașinile au frână. Zizi. Hai să-l auzim, Zizi. Mai dă-i un pic, nu îl opri. Ia așa. Slăbut, Zizi. Dar e regulă. Ne place, mașina este frumoasă, nimic de zis. Faină. Ideea care e că am zis tot timpul, nene, când e ceva fain trebuie să recunoaștem. Și era o mașină destul de faină. Mi-ar plăcea și un mers din ăsta. Nu știu de unde să-mi iau, mă, că mi-aș cumpăra o Mercedes din ăla. Da, nu știu de unde trebuie să-mi cumpăr și am zis, dă-i pace. Bă, ce frumos stau ei la cafea acolo, stai așa să-ți arăt. Haideți, dăm loc cu taxi. Cluj la Poca, nene, bă, e plouat, s-a uscat. E o temperatură de 24 de grade. Bă, era un magazin aici și l-au desființat, bă. Tot timpul îmi luam chestii de aici și îmi luam și cafea. E puțin mai sus încolo, știi? Mamă, bă, deci nu mai ai loc nici în Cluj ăsta. Fii atent și pe stânga și pe dreapta, nene. Tu-ți dai seama ce o să fie aici. Mie asta mie, că o să devină un soi de al doilea București, dacă vrei, știi? Pentru că au început să vină foarte multe entități din alte locuri și pe mine personal, care nici eu nu sunt din Cluj, sunt tot parvenit. Dar ideea care este? De ce am ales Cluj? Oraș în plină dezvoltare, nene, oamenii super ok și zic hai la Cluj. Dar ideea este că vin mulți cu apucăturile lor din exterior și aceeași problemă este exact și la Sibiu. Pentru că am fost de câteva ori la Sibiu, acolo am mai povestit cu niște băieți și a zis, zice, băie, vin foarte mulți, am semnalizat. Poți să te duci, Vasile. A, e ochelarii prea negri, am înțeles. Și zice, băie, vin prea mulți și zice, ne sufocă. Ideea care este că nu sunt oameni. Asta este foarte nasol, că nu sunt oameni. Și într-adevăr avea dreptate, nene. Chiar avea dreptate. Dacă ai venit la Cluj, fă-ți un update la locul la care ai venit, știi? Pentru că și în Nemția când te duci, nu mai arunci hârtii pe stradă. Că dacă te vede careva, aici, nu aici, mă? Nu, mă, că stai la cu farmacia, nu mă interesează. Ia uite pe doamna Cici ce Porsche are. N-ai să crezi, Vasile. Și aici, mă, da, mă, aici.
Mă oprisem eu odată, dar eram foarte hotărât. Uite aici, pe colț, zona asta. Ba, mă opresc! Mă dau jos din mașină, iau banii. Când se deschid ușa, era în renovare. Zic, ce dracu? Se uitau ăștia la mine, erau niște oameni pe acolo, muncitori, habar n-am. Zic, prea ar trebui o cafea. Zice, băiete, renovare aici. Nu, bine, mă duc mai departe. Și asta zic, fă-ți update la locurile în care trăiești. De ce? Pentru că este mai simplu și pentru tine și pentru cei din jurul tău. Nii, mă, că aici ai semafor. Era și înainte, mă, habar n-am dacă l-am văzut vreodată, vă jur. Dar circul foarte rar pe aici. Acum este vineri, îți dai seama, mai aglomerat. Ioi. Dar acum văd că e chiar liber pe aici. Bine, ora 4, încă nu e 5, dar tot aglomerat e. Și acolo la Flower City, frate. Op, op, încetuți. Întotdeauna mi-a plăcut foarte mult strada asta aici. Mă simt foarte bine. Habar n-am de ce, dar îmi place, e cu energie pozitivă aici. Aici mai veneam cu Matizone. Mergea el, dar mergea mai greuț, dar merea. Uite strada asta de aici, așa de mult îmi place, de n-ai să crezi. Habar n-am cum se numește. Villa Rossetti. Lex. Și mai este și clădirea asta de aici din față, care e foarte faină. Ceva spital, nu mai știu exact ce este aici. Dar fii atent, îți dai seama, e clădire din aia super veche. Uite că scrie aici, Cămin, Consulul, ce scrie, mă? Consulul Județean Cluj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. M-am dus, servus. Uhu! Stai că nu o iau pe acolo, că o iau pe aici. Că dacă aș lua-o pe acolo ar fi aglomerat dincolo și dacă o iau pe aici mai liber. Op. Asta a fost la film, la TIF. Mă, o altă femeie, frate. Hai să crezi ce de femeie la volan. Da, așa că aici are și ăla cedează și eu am cedează și nu oprim niciunul. Și te pomenești că ne întâlnim amândoi. Eu l-am întreabă pe mine și eu îl întreb pe el. A, na, ăla e fain de expediție, așa. Dreapta, vezi că e stop, Vasile. Ho, că am văzut, dar trebuie să mă duc la vizibilitate. Așa. Ia uite, doamna Cici, cum e așa. Sunt femeile astea care au volan așa până... Deci îl bagă sub bluză, știi? Și ele săracele stau foarte aproape și nu mai văd stânga-dreapta, adică vederea periferică, care e foarte importantă. Tu crezi că nu vezi, dar de fapt ochii văd și transmită la creier. Danger, danger, oh, unde, unde, uite acolo a fost, poc, implozie, mam. Știi? Și e foarte important să stai cât mai detașat, cât mai relaxat, dacă vrei, știi? Și să stai mai pe spate, încât să poți să vezi și stânga-dreapta. Te mai uiți și mai folosești și oglinda aia din mijloc dacă ești cu mașinuță din asta mică. E foarte important. Mamă, toată lumea are rilote, mă. Madres Dios, vreau și eu. Și că toată la vremea lor. Nu bine vre. Păi cât să mai aștept? Mamă, dar sunt unele străzi cum este și asta de aici. Sunt foarte propăditelele. Da, păi nu. Cluj ai vrut, Cluj ai primit. Bine. Mamă, șoferii ăștia de autobuzele, mamă, mare răspundere, bă, băiatul. Și foarte multă atenție, ce vorbești, nu cred că aș putea să fac asta. Serios, și să ai și aceeași rută în fiecare zi, tu îți dai seama că ajungi mai ceva ca și chinezul și japonezul și toți ăștia? Serios. Nu forța, Vasile, nu forța. Nu forța, te-aș trimite înapoi, dar-s băiat de treabă astăzi. Și ghiși ce e, doamna Cici, a salutat-o. Op.
Farmacia Grigorescu. N-ai să crezi, nene, ăștia în loc să facă chestii cât mai naturale, ele fac cât mai toxice și ne dau cât mai multe pastile. Băi, să nu ajungem dracu să... Or să meargă copiii copiilor noștri la școală și or să fie desenat un strugure acolo și să zică, uitați, așa arăta un strugure, doamna Cici, ai lățit-o rău de tot. Bă, numai femeie astăzi, vă, băiatule, pe aici. Bă, ce ați pățit, mă, nu sunteți la lucru? Madres Dios! Gata, nene. Sfârșit. End of the exercise. Mamă, altul e parcat pe aici. Bă, vorbeam de șoferi ăștia de autobuze. Foarte... Ia uite-mă, iar a plecat. Foarte mare răspunderea, mă. Așteptau să se elibereze aici. Carbochim. A fost și nu o să mai fie. Ia uite aici. BCR, farmacie, Digi, banc. Mare atenție, domnilor. Mare atenție. Este, drumul este la fel ca pe Mestecăniș, dacă vrei, sau pe pasul Tihuța. O plouat. Eu acum o oră și jumate am trecut pe sensul opus și mașinile astea nu erau aici. La fel cum cine cunoaște zona pe varianta lui Boc, așa îi spunem noi, a fost și un camion în șanț, unde a fost oprită circulația pentru că am văzut că încercau să-l extragă de acolo cu ceva macarale și cu toate astea și au trebuit să mă întorc să iau prin Borhanci, în sfârșit asta pentru cei care știu. Trebuie să avem tot timpul în vedere că suprafața asta umedă și alunecoasă ne poate crea probleme. Este 70, mergi la 60. Eu zic așa este cel mai bine, că ne înjură ăia, asta este, n-aveți ce face. Dar este foarte important să circulăm în siguranță, nene, foarte important. Din categoria am mai achiziționat ceva. Pam pam. Param pam pam. Hai să vedem despre ce e vorba aici. Uite-mă că se pot desface și așa dacă n-ai zis nimic. Am tăiat ca românul. Opa. Taram, pam, pam. Nu știu cum ți se pare, dar, oh, yes. Astea cred că stau cam așa, nu știu de ce, că nici ce trebuie. Am căutat ceva perii din astea cu moțul ăsta, să zic așa, mai lungă, știi? Asta are ceva pe aici. Plastic. Ăsta cu siguranță că este sintetic. Pare destul de ok. Să vedem și aici. Aceeași perie ar trebui să fie. Yes. Sau parcă se prezintă un pic, un picuț mai bine. Da, sunt la aceeași dimensiune. Eu mai am ceva perii din asta pentru detailing, să le zic așa. Eu le folosesc când îmi fac curatul mașina. Uite, numărul 8. De la ADBL, n-ai să crezi. Dar par foarte ok. Încă două pensulițe. Foarte rău, nene, foarte rău. Aproape zilnic
este câte o problemă pe sectorul ăsta de drum de la Dej spre Cluj-Napoca. Aproape zilnic. Hai, du-te, Vasilico! Doamne. O, e foarte nasol. Chiar și acum, în timp ce toată lumea dădea pe stație că este ceva accident, era unul din ăsta de Bistrița Năsăud cu un Mini Cooper albastru. Bă, băiatule, depășire în curbă. Măi, în curbă. Bă, deci eu tind să cred că unii chiar sunt inconștienți, mă, nene. Nu știu ce să zic. Eu tind să cred că dacă am fi avut două vieți, poate că era mai ok. Adică, nu, aveai un impact, muriai și ziceai, bă, da, într-adevăr, chiar crăpi dacă faci din astea. Nu știu cum să mă, altfel, dar trebuie umplute toate șoselele din România numai cu... Nu neapărat cu foto, cu accidente, lăsate pur și simplu acolo. Accident pancard, accident mortal, trei au crăpat. Bă, parcă nu-ți mai vine să apeși pe accelerație când vezi, știi? A, nu știu, oricum, din punctul meu de vedere, este, nu știu, circulăm foarte haotic, încercând să zici, bă, fac abstracție de la liniile, de la marcajele de pe șosea, deși nu-i voie să faci asta, bă, nu e voie, înțelegi? Bă, asta nu înțeleg, cum te depășești fără să vezi ce vine din față. Pentru mine asta, deci asta e o necunoscută extraordinar de mare. Eu asta aș vrea să întreb, zic, bine, când ai făcut asta, te-ai gândit? Sau pe ce mizezi? Că nu vine și dacă vine? Păi dacă vine, aia e ce? Da, nici n-are rost. Ce zici, nene? Ia uite-l. E pe dreapta, știi? O, fii atent ce fain arată. Mamă, câte chestii avea ăla pe el. Ana, știi de la ce cred că era Skoda aia? De la ăia cu cicliștii. Dar fii atent ce gingașă e asta, nene. Prea pot să mă duc că-s mulți care tot vin. Dar facem altfel. Punem 5, da? Punem semnal și am intrat. Auzi, nene, te salut! Fii atent, sunt aici în Nemția și ăștia au lucrări, deci au lucrări, mentenanță, în sfârșit ale lor, da? Pe distanță de 12 km. Iar noi, nici măcar pe hârtie, nene, nu am așezat autostradă. Tu-ți dai seama? E fabulos ce se întâmplă. Fabulos. Deci lucră ăștia, bă, băiatule, în continuu. Deci Germania asta parcă e toată un șantier. Bă, ce parcă are făinuță aici. Servus, numai căsca gurița Ciocoflendero. Cască e acolo. Ia uite! Tu
turnulețul e acolo. Nu putem să mergem tare, nene, că e 8-10 aici, eu am dat drumul și la cam sam. Și mare atenție pe lucrările astea, știam din... Deci fii atent, ca și idee să-ți fac o comparație, deși nu ar fi permis, dar îmi permit să fac asta. Știam de lucrările astea cu 5 km înainte. Mă, cu 5! Și la noi faci curbă și îi găsești pe aia pe marginea drumului. Ce faceți, bă, flăcăi aici? Tăiem niște iarbă, vre. Am înțeles. O, tu-ți dai seama? Ia uite, alt turn acolo. Da, e pentru telefonie să am eu mai mult roaming acum, am înțeles. E în regulă, dar cum să nu? A plouat, până la urmă tot conserva am mâncat, am luat cu pâine și asta e. Ha, numai pește am mâncat azi. Peștișorul. Bate un pic sorel din față și nu e chiar gingaș. Attendez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, je m'appelle Valentin. Je vous avais... Hey, mă scuz, my friend, te salut. Termină, domnule, cu prostiile astea. Sunt aici la Sibiu. Vreau să zic că tot pe ploaie am venit, tot pe ploaie voi pleca. Am fost pe aici pe niște stres, hai băgă-te. Haide. Și n-am mai fost pe străzile astea pe aici. Și mi s-a părut așa, străzi înguste, zic, bă, zici că-s pe la Paris pe aici, pe undeva. N-ai să crezi, nele. Mai ales după călătoria în Elveția care am făcut-o, sincer îți spun că mi s-a cam deschis apetitul, mi-a crescut adrenalinos. Ana, fii atent aici ce am găsit, stai așa, ți-am zis, mă, e frumos la Sibiu, fără vrăjeală și fără caterincă, cum ar spune unii, bro, fii atent. Mie îmi plac foarte mult chestiile astea pe blocuri. Eu o numesc artă, sincer îți spun, deci dacă este făcută cum trebuie, eu o numesc artă. Ideea știi care este? Că am mai fost în Sibiu, îmi place Sibiul, îmi plac oamenii de aici, de la Sibiu, Mușat Signature. Ăsta e barbershop din ăla, mamă, dar ce fain arată mașina, ești nebun. Nene, nu vrei să facem schimb? Măcar pentru 280 de zile. Lasă-l pe ăla să treacă, că tot cu BMW-ul e, nu-i fain. grade, a venit iarna? Aproape. Express Carrefour, cafea scumpă. Gata. Îmi place cum și-a făcut băiatul ăsta mașinuța. Faină. ecarstrade.com, online car auction. Nice, crazy. In English, please. Oh, yes. Parcă îmi era dor de puțină ploaie așa, după câtă căldură am îndurat încolo pe extern, dar parcă nici 10-11 grade nu mă coafează. Ți-ți plac mașinile astea care sună așa de tare, știi? Mie nu-mi plac, le umblă la tobele alea. Mie îmi place să fie cât mai silențioasă. Gogoșărie, covrigărie. Angajăm personal tot timpul. Nu știu de ce chestiile astea, bă, dar ăsta deloc nu se analizează, frate. A, e foarte secretos, mă, serios. Și acolo, când stă pe loc, omul ce a zis, stai că mă bag, dar a uitat să-ți dai semnal, dar a semnalizat până la urmă. Nu plac ăștia care semnalizează în ultimul moment, dar nici ăștia care nu o fac deloc. Eu sunt un pic, dacă vrei, așa la... reabilitare și restart, dacă vrei, pentru împrospătarea cunoștințelor.
O să-ți explic eu peste vreo 3 luni probabil despre ce este vorba. Pentru a traversa petrecerea de pietoni, coborâți de pe bicicletă. Cinstit, firesc, normal. Exact așa trebuie procedat. De ce? Pentru că vine de pe partea alaltă, roșu clipocește, se face verde și el traversează pe bicicletă. Nu e ok. În schimb, la capitolul drumuri, din punctul meu de vedere, Sibiul nu stă chiar foarte bine. Cam grele drumurile astea. Oare am încolo vreun Lidl ceva? Nu mai știu. Dr. Max, de unde l-a scos mă și pe ăsta? Dr. Max, auzi? Op, 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 op. Pex. Sibiu. Ia uite câți din ăștia, mă, câți sași din ăștia. Acum trebuie să alugi moluzul și toate astea în chestii special amenajate, știi? Da, păi nu. Ha, mă, merem și noi, că toți, și pe stânga și pe dreapta. Karma Club. Interesant. A, e verde doar pentru stânga, mă. Siguranța rutieră. Mhm. Da, da. Tot roșu e și n-a trecut nicio mașină. Vai, mamă, ce se întâmplă aici? Trebuie să mă duc până la Pristuru, secuiesc. A, na, ce fain e ăsta. Îmi place autobuzul ăsta, mai ales că este și Mercedes. Ești din alea electrice, oare? Dar nu cred că ar fi arătat, mă, de unde 110-le. La Cisnădie merge ăsta. Ăsta merge departe, mă. Iar s-a făcut roșu și n-am trecut deloc. Bă, dar nu-i treaba aici. Ce se întâmplă? Dar foarte aglomerat a fost acolo, mă, băiete. Foarte aglomerat și nici l-am luat-o pe partea aia cu Lidl-ul, măcar, știi? Bă, zic, dacă aș fi stat în aglomerație, intra și la Lidl. Da, păi nu. Dă-i pace. Am acolo un Lidl la Pristuru Secuiesc. Intru acolo la ei. Iau ce trebuie. Cedează trecerea, dar nu vine nimeni. Op, pe dreapta. Am văzut ceva șantier aici. Am multe șantiere și în Sibiu. Și bănuiesc că tot pe apă o să mă tot duc încolo. Am multe garaje, multe hale. Eu tind să cred că Sibiu ăsta e într-o continuă dezvoltare, dacă vrei. Să prindem și pe becurile. Cred că încep și se mișcă și aici lucruri. Văd destul de multe chestii, de asta zic. Ideea este că ar mai trebui un pic lucrat la autostradă, bucata asta care vine încoace de la Sebeș spre Sibiu. E cam horror. Adică mă cam scutură. Și alții or să spună, bine mă că le avem și pe astea. Păi nu e bine, trebuie să fie foarte bune, dacă tot sunt. Facem aici o întoarcere, o încolăcile, o ce e aici? Am încetus, Vasile, că avem sticlă pe mașină. Accelerate. No, bun. Nu merg foarte mult, vreo 3 km, cam așa. Aici ce băltoc. Mare atenție. O, mă, pe aici e ieșirea, bă, băieți. Așa arată drumul. Știi ce am mai observat iară? Că pe tot sectorul ăsta de aici încolo până la marginea am văzut că nu mai este petrom, da. Petrom? Da, petrom, că de acolo alimentez. Și am văzut că au luat ăștia de la mall
totul. Foarte interesant. Nu, ce să zic, mă mai duc așa un pic, Cluj-Napoca, Sibiu, Sibiu, Pristurul Secuiesc, Pristurul Secuiesc, home. Hai să vedem ce-a fi. Mamă, tocmai mă pregăteam să zic că, bă, zic că am ajuns aici la Sighișoara, zic mai am de mers un pic. Nu ai să crezi, Vasile. Bă, dar cum o fi ajuns acolo? Bă, de asta zic, bă, că trebuie atenție, nene. Atenție, atenție, atenție. Vai. Oricum, eu am ajuns la Sighișoara. Mai am un pic și ajung și la Pristuru. Cu semnal mă orientez către oglindă. Depășirea, depășirea, da, depășirea n-a fost făcută cum trebuie pentru că am încălcat marcajul continuu. Măcar știu ce am greșit. Tot e bine. Da. Să mai merem așa încetuț. Mamă, e prăpădit drumul ăsta de aici, bă, băiatule. E prăpădit, prăpădit. Având în vedere că am și sticlă pe mașină, fai, nu mi-e chiar prea confortabil. Nu merge nimeni! Nu merge nimeni la Brașov, nene! Mai dau drumul din când în când la stație, dar păi mă plictisesc așa câteodată, dar foarte rar. Bă, a plouat la Sibiu, aici văd că este vreme foarte bună. Hai să reducem din coace că e prăpăd acolo. Ce construiesc aici? Se pare foarte faină locația. Mă mir că se mai construiește ceva și pe aici. De obicei se fac magazine din astea alimentare, mall-uri și farmacii. Cam atât. Și în rest mai apare și câinele lucrător. No, bun, mare atenție la drumuri, nene. Ia uite-l, uite-l cum vine. Am o nouă achiziție, ca să zic așa. Scria că este de 3 litri, deși au intrat 4 litri în ea, numai că diferența este că este cu cap din ăla mic. Am și reducție, am încărcat-o dimineață. Cei de la Peco de acolo aveau reducție din asta. Numai că la asta trebuie să fii atent când cumperi, să fie din asta mic. Hai să vedem. Am și vreo de asta. Da, cam așa. Dar de ce nu iese gaz, nu știi? O fi problemă cu asta? Nici de cum, nene. Cred că-i bai cu arzătorul. Pare ca și cum ar fi înfundat. Nu înțeleg de ce.
Înăuntru aici este o diuză din aia, știi? Posibil că asta să fie înfundată. Deși e nou. Ah, deși atât chiar are ceva pe ea acolo. Am avea ceva ca un fel de plastic aici, știi? Și am tot luat-o la cuțit. Dar vezi că tot nu iese, cred că mai are ceva aici. Deși am deschis butelia asta la maxim. O să încerc să-l scot și să văd ce aș putea să bag pe interior. Știi care a fost problema cu diuza? Am luat ăsta vechi, am desfăcut diuza aia, am montat-o și acum funcționează. Să mai facem o probă. Probabil din fabrică, cine știe, știi? Oh, funcționează, e ok acum. Diuze din asta se mai pot găsi. Spre același filet, știi? Am intrat mai întâi de toate, te salut, mă scuzi. Uneori uit. Am intrat, uite 50 de bani din ăsta. Bă, zi odată ce ai de zis, stai un pic că-ți explic. Am intrat acum aici la Petrom să-mi cumpăr... Să-mi cumpăr un pachet de pipe, știi? Și am văzut asta. Ideea care este că sunt foarte mulți oameni, foarte mulți inconștienți, nu oameni, foarte mulți inconștienți care, eu tot merg zilnic pe străzi și văd chestia asta, își țin copiii în față, bă, nici măcar în spate, în față, pe locul din față, bă. Când zic copil, zic 3 ani, zic 5 ani, zic 7, zic 8. Adică, îs copii, frate, dacă Doamne ferește pui o frână mai puternică, tu îți dai seama ce se întâmplă? Sau numai un pic, ai pișcat frâna că intri în ăla din față, frate, copilul ăla. Ideea care este? Îmi place chestia asta care am găsit-o la Petrom aici, încât am întrebat dacă trebuie să plătesc pentru ea și femeia a zis că nu trebuie să plătesc pentru ea. Și vreau să o lipesc pe mașină, frate, deci chiar vreau chestia asta. Mi-aș lipi toată mașina cu astea. 500 de din astea aș lipi. Nu prea știu unde să-l pun, știi? Ia uite, încă scrie niște socotele aici pe ele. Dar o să punem, ia stai să văd cum vine. Dar vine aici bine? Nu prea. Și dacă pun așa... E foarte important să se vadă mesajul, nene. Aici sus nu prea e treabă, nu? Jos pe aici oare merge pe undeva? Pe număr. Pe număr Valentin. Dă dracu de număr. Ești nebun, cum pe număr? No, cred că o să-l pun acolo. Stai așa să-l desfac. Ce e mai important să se vadă mesajul? Petromul nu ne interesează. N-ai o farfecă să tai asta de aici, de la Petrom? Nu, no, dă-i pace. Trebuie să lasă asta aici. Bă, pare destul de calitativ, să zic așa, știi? No, fii atent că și scrie aici. 2160 de copii neasigurați, victime în accidente doar în 2021. Tu îți dai seama, frate?
Și că ce poți să faci cu o singură mână, este bine. Dacă ai început să faci cu două mâini, bai. Așa și așa. Gata? Aici ai sfeclit-o un pic, Valentin. Ai stricat inima, nebunule. Gata, lasă că e bine. Gata, uite așa, fai frumos, drăguț. Da, mă, e important, nene, ți-am zis, mi-aș lipi toată mașina, frate, cu din asta. Un coș de gunoi pe aici, vă rog. A, uite aici, este unul. Ia uite o Dacia, Vasile. Mamă, de când n-am mai văzut. Faină, nu? A, naf. Puși pe treabă. La umbră. Gata, mă, acum chiar mă simt pregătit să mă duc mai departe. Da, bravo! Dar nu ți se pare că se vedea prea întunecat? Ia stai așa puțin. Nu, no, dă-i pace că bine fi.